o nouă ediție, o altă confruntare. Dietă sau o baghetă? Mâncăm sănătos sau savuros? Raul e în tabăra gurmanzilor, Anca în tabăra dietelor. Azi lupta se duce în a fi sau a nu fi plinuț. E război în bucătărie la Mare Matinal. Miloiește-mă, părinte, că n-am fost mai era cu minte, că de mic eu am iubit pe cine n-a trebuit. Ion Drăgan spune tot sau intră la apă, întrebări incomode cu răspunsuri asumate sau hainele vor fi spălate și nu oricum, ci în piscină. Ia, părinte, dici un pol, miluiește-mă că mor, miluiește-mă pe mine, că nu știu ziua de mâine. Saveta Bogdan e liberă la mare, va primi o provocare cum nu s-a mai văzut. Este ultima apariție a artistei înaintea plecării în America. De ce a ales să părăsească România și dacă va mai reveni în țară? Aflăm azi chiar de la Saveta Bogdan. Am drăguț mama, nu știi, ba chel, Doamne, dragul mie, ai la, ai la, ai la, 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 ai la. Că e n-al cu ochii verzi, că așa mi-o drăguț nu vezi, că așa mi-o drăguț nu vezi, la, 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 ai la. Să se aude ce auzim noi aici, dar mi-am adus aminte, draga mea, Ancuța, de un banc, zice că Dumnezeu a creat lumea în 7 zile. Luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică, și duminică a zis Dumnezeu că se odihnește. Și cum a zis el așa că se odihnește duminică, pe la 12 aude o borbașină. Uite, exact așa auzim și acum pe cineva care tunde iarba. Nu știu dacă se aude până la dumneavoastră acasă, dar poate că reușim să vedem și arătăm. Ancuta, te-ai trezit? Da, m-am trezit. Acum foarte bine. Acum treabă mă tu pe mine. Dar tu te-ai trezit, dragul, dragă? Nu, așa. Uite, bea o cafeluță, dar lasă, nu-i bai, că te trezește domnul cu... Și sunt și nervos, măi, că nu mai știu ce să mănânc. Deși mi se spune, băi, dar nu mai mânca, dar eu vreau să mănânc. Eu sunt pro-mâncat, nu acum, în general. În general, tu nu vezi că scopul celor mai multe femei în viață este să slăbească? Cum e, mă, să trăiești, să te gândești ce să nu mănânc ca să fiu slabă? Dar n-avem timp suficient după ce dăm mortul popii pentru să fim noi. Numai piele și oase? Numai oase? Doamne, rare, și este atât de simplu. Eu așa procedez. E simplu că tu arăți bine. Da, dar mă chinui foarte mult, tu ce crezi? Mai mănânc la 17 ore, de 2 ori maxim, foarte puțin, nu? Am întrebat o prietenă, lucra la bancă și eu să fac un compliment. M-am dus să-mi rezolv nu știu ce situații pe acolo și zic, dracă, arăți foarte bine astăzi, spune-mi ce mănânci. Și ea foarte nervoasă, nu mănânc. Adică se răzbuna pe mine că ea nu mănâncă. E normal, pentru că apare așa o tensiune. Parcă ți pare rău că nu poți să mănânci o înghețată, da, când vrei o prăjitură. Iar cu toate astea mănânc. Vreau să-i fac un rău că am întrebat tot ce mănânci. Dar să știi că am și colege care am văzut că mănâncă numai asta, hrană pentru lăcuste, frunze. Hai mă, că sunt foarte bune. La un moment dat te obișnuiești. Te obișnuiești, da, cu frunzele? Da, vai, și ce bune sunt când ți-e foame. Dar ce, tu ce mănânci, de exemplu? Păi, da, că, apropo de frunze, când nu mănânci, tu ce mănânci? Mai și eu mănânc ca orice om normal, că și mama mea gătește atât de bine, Dumnezeule, și în Banat și Mardeal se mănâncă gros, românii mănâncă în general mult. Îmi place o carnea de porc, recunosc, îmi plac sarmalele, dar astea le mănânc așa la Paști și la Crăciun. Avem în rest mănânc salate, carne de pui, carne de curcan, pește, că îmi place peștele foarte mult. Of, când scap la prăjituri, n-ai vrea să știi, aș fi în stare să mănânc o tavă odată, dar mă abțin. Deci mi-a povestit de toate bunătățile astea. Mi-ai povestit de toate bunătățile astea. Trebuie să vă spun că eu abia aștept să înceapă emisiunea, dar abia aștept să se termine, pentru că în locația asta superbă, despre care vă tot vorbesc încă de câteva zile de când ne aflăm aici, la Hotel Paradiso, în Mangalia, mâncarea este ceva, este, dăunează grav curelor de slăbire, dar este bună rău.
bună, rău și abia aștept să vin ora 12 pentru că după emisiunea asta mă pun la masă împreună cu a mea colegă și ai mei colegi minunați care mănâncă frunze. Eu iau carnea din farfurie să mănânce ea frunzele. Sau cum zice Ardeleanu, tu și tot neamul tău puteți mânca liniștiți toate frunzele pe care le găsiți acolo. Le mâncăm, asta... le mâncăm că ne plac. Știi ce mă distrează cel mai tare? Că a apărut salata asta de rucola. Ce aia rucola? Măi, e păpădia veche, mă. Pe vremuri asta era păpădia. Și eu când văd că frunza de păpădie a ajuns delicatese, eu nu știu, eu... Aia nu-mi place, recunosc. Nu-ți place, nu, păpădia, place salata noastră cu roșii, castraveți, așa. Astăzi e o emisiune foarte interesantă pentru că avem această rubrică care se intitulează Dietă sau Baghetă. Și avem invitații noștri pe care îi veți cunoaște pe toți la un moment dat sau la momentul potrivit. Bineînțeles că vor fi două tabere, tabăra cu baghete la mine și tabăra cu diete, ăștia care nu mănâncă și trăiesc bine, în tabăra lui Anca. Adică? Ai ceva împotrivă? Nu am nimic împotrivă. Sunt sigură că între noi sunt doamne minunate care țin dietă cu frecvență. Asta așa că... am făcut un scop în viață din asta. Să știți că nu doar luna iunie, începând la 1 iunie, este luna copilor. În fiecare zi există o zi a copilor. Mi-am adus aminte de cântecul ăla, cred că știți să-l vedeți și tu. O lume minunată în care veți găsi numai copii. O lume cu mult soare și multe jucării, și multe melodii de la copii. Da. Îi vedem deja pe copiii care sunt invitații noștri speciale astăzi. De fapt, sunt special pentru că sunt la vârsta la care tot ce fac ei mi se pare și este și trebuie să fie extraordinar. Cu toții am fost copii. Aș vrea să mă ridic și să mergem lângă ei. Ce spui, Anca? Da, total de acord. Dar hai să, uite, o vezi pe domnișoara aceea frumoasă, de fapt, se confundă cu copiii pe care de tot aia... Diana Ioniță este lângă noi. Diana, aș vrea să stăm cumva așa să se vadă și copiii, dar cred că ne vedem bine. Uite, eu sau în partea asta o să ne vedem frumoasă, cu toții. O fată buzoiancă, a terminat, este, toată lumea o cunoaște de altfel că este solistă de muzică populară, cântă atât de frumos, așa cum este și chipul de altfel. A terminat, dacă nu mă înșel, Facultatea de Muzică Spiru Haret și acum este îndrumător pentru acești copii minunați, 35. Chata lui Ioniță. Exact. Dacă, uite, o să rog pe fetița asta drăguță cu ochii superbi albaștri să se întoarcă așa să se vadă cât de frumos este costumașul și cât de frumos scrie pe spate Chata lui Ioniță. Inspirat titlu. Bună dimineața! Bună dimineața! Primul rând, ne bucurăm tare mult că am ajuns la mare în această dimineață. Să știți că am plecat de la ora 1 noaptea, n-am dormit deloc, probabil din pricina entuziasmului, că ajungem la mare și că ajungem la mare matinal. Da, suntem o ceată și ne numim ceată pentru că fiecare cântă individual, fie muzică populară, fie muzică ușoară, dar pasiunea pentru muzică ne aduce și în această formulă. De fapt, asta o să se și întâmple astăzi, dragi prieteni. O să-i ascultăm cântând și în grup, dar avem și câteva cântecele cu o parte din copii. Dacă ar trebui să îi lăsăm pe toți să cânte și noi ne-am dorit lucrul ăsta, evident, ar trebui să stăm până mâine, pentru că au un repertoriu foarte bogat și vreau să te felicit, Diana, pentru că ai grijă de ei. O să ne retragem, dar vreau să ne spui înainte de toate ce moment ați pregătit. Am pregătit un moment al copilăriei, câteva refrene foarte, foarte cunoscute, exact cu piesa pe care... Tu cânti împreună cu ei? Să... Cu siguranță. Lasă-mă, te rog, e foarte important, mai puțin de... Mult succes. Foarte repede, doar să știm cu cine avem noi aici de a face. Cum te cheamă? Raisa. Laisa? Melissa. Melissa? Alexia. Loredana. Briana. Antonia. Cum? Antonia. Fai de mine ce emoție are Antonia. Antonia. Antonia și Antonia, da? Miria. Ah, da, aveți numele scris aici. Miria, Aida, Amalia, Alexandra, cum te cheamă? Diana. Diana, Natalia, Ana, Georgiana, Daria, și încă o Alexandra, Maria. Și încă o Maria. Eu mă retrag, platoul le aparține, noi mergem să facem o cură de slăbire. Exact, pentru dumneavoastră, Chata lui Ioniță.
Facem de la copii ăștia mici care nu pleacă de lângă noi pentru că avem nevoie de ei. Toată emisiunea trecem la un copil mai mare, un personaj pe cât de controversat, pe atât de drăguț. Și este vorba foarte despre drăguță. O doamnă. Și o doamnă minunată, absolut. Eu n-am minunată. Văzut un om așa de cuminte. Unde îl pui acolo ăsta? Ce o întrebi aia, îți răspunde. Superb. Mie îmi place când nu o întreb și totuși răspunde. Cu un râs inconfundabil, plină de viață, ca de obicei, alături de noi Staveta Bogdan. Găsit, dragii mei. Bună dimineața. Deci, bună. Bună dimineața. Bine v-am găsit. Bine v-am găsit. Bine ați venit. Bine v-am găsit, minunată doamnă. O bănățeancă frumoasă. Știți cântecul ăsta? O lume minunată. O lume minunată în care veți găsi numai copii. Mai populară. Acum e dimineața. O lume cu mult soare și multe jucării pentru copii. Băi, abia m-am trezit și vocea neîncălzită, da? Dar ce contează? Am văzut niște voci încălzite cu fierul de călcat. Așa că stați liniștite că dumneavoastră sunteți excelente. Da, eu abia am așteptat să veniți la noi. Ce bucurie îmi faceți că v-am văzut. Sunteți frumos, vă potriviți. Mulțumim din suflet. Raul, ar trebui să mai îmi faci și tu niște texte mie. Da, o melodie să am și eu de la tine. Există vreun invitat care nu-mi cere lucrul ăsta, că de fiecare dată când se întâmplă lucrul ăsta și se întâmplă zilnic, îmi vine să mă ascund după soare, să plec la soare acum. Da, doamna Staveta, știți că Raul e scump, nu așa oricum. Dar nu, că nu. Cere mult pe texte, pe melodii. E, las că ne descurcăm. Dar cum să nu? Banii nu sunt o problemă, să știți, mai ales că nu ai chiar nu sunt problemă. Nu e problemă, e vorba de mireasă, nu-mi să fie frumos. Da. De cât timp la mare? Măi, de câteva zile. Și cu mâncarea, cum e? Cum bine, place? Bine, foarte, mai ales la tine. Da? Da, doamna Staveta, diete țineți de obicei? Ați ținut? Da, draga mea, țin diete. Toată viața dumneavoastră? Măi, toată viața n-am vrut să depășesc 57 de kg, știi? N-am vrut. Hai mai la umbră așa, hai mai la umbră. Vai, da, du-te bine, un pic mai încolo, să fiu și eu lângă voi, așa. Hai, da. Bine, zice Raul, Dumnezeu să-ți dea sănătate. E mai bună decât toate. Stau așa. Măi, tot timpul am fost controlată la mâncare. Așa. Deci eu nu am mâncat așa. Niciodată mai... Dacă am mâncat o felie de pâine pe zi. Dacă. Dulciuri niciodată. Înghețată niciodată. Ia auziți. Ce? Da. Înseamnă că intrați în tabăra mea. Așa ai? Păi sunteți un om care are grijă de el, da? Toată adică viața am avut grijă să nu fie, să nu fiu mai înaltă, ca să nu fiu cam pățam balul în scenă. Deci chestia asta cu nu mănânc înghețată ca să nu mă îngraș. Nu, și, de ce și pentru gât. Și pentru gât. Pentru că eu dacă beau ceva foarte rece, răgușesc. Mă afectează imediat gâtul, corzele vocale și răgușesc. Deci vreți să spuneți că până la vârsta asta n-ați mâncat niciodată înghețată, ciocolată? Am lăsat-o să se topească. Și am pus și eu o jumătate de linguriță pe gură, doar așa de poftă. Dar niciodată n-am mâncat rece.
niciodată. Băi, eu nici apă, nici apă rece, uite cum aveți apă asta rece. Tabăra, eu nu pot. În tabăra mea, dacă da. Am spus. Eu niciodată nu pot să beau apă rece. De trebuie la să luăm pe domnul Costică în tabăra asta să n-a... Apa mi se pare că e mult pentru voi. Ok, fie, treacă, da, nu mai e că e rece, știi? Și... Dar îmi place de doamna Saveta, care are așa un râs colorat, copilăresc. Mie îmi place care melodii frumoase, tu știi și ce melodii, fain cântă. Și melodii deosebite. Este doamna cântecului din Năsăud și Bistrițe ne bucurăm din suflet. Ne bucurăm că da și ne Doră, de-aia am venit pe litoral, atât de frumos și atât de bine m-am simțit aici. Eu cred că am întâlnire cu 30 de ani de ieri până astăzi. O să întinerești încă 25 de ani după ce ascultăm copiii să cânte și abia aștept după aia da, să... Da, cu mult drag, Raul, cu mult drag. Da? Dar copii... să nu uiți, ai promis o melodie, Raul. Da, așa facem. Ceata lui Ioniță, copiii sunt pregătiți cu Diana Ioniță. Vă rog frumos, abia aștept să ne cântați. Pas cu pas pornești pe un drum prin viață, ceas de ceas mai primești câte o speranță. Lumea nu-i acel glob de cristal, nu, 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 ci locul în care tu ai rolul principal. Învață-mă, mamă, să-ți spun ce gândesc, curajos pe drumul ăsta să pășesc. Strânge-mă în brațe și spune-mi că mâine va fi mult mai soare, va fi mult mai bine. Cu visurile în mână,
o nouă ediție, o altă confruntare. Dietă sau o baghetă? Mâncăm sănătos sau savuros? Raul e în tabăra gurmanzilor, Anca în tabăra dietelor. Azi lupta se duce în a fi sau a nu fi plinuț. E război în bucătărie la Mare Matinal. Miluiește-mă, părinte, că n-am fost mai era cu minte, că de mic eu am iubit pe cine n-a trebuit. Ion Drăgan spune tot sau intră la apă, întrebări incomode cu răspunsuri asumate sau hainele vor fi spălate și nu oricum, ci în piscină. Ia, părinte, dici un pol, miluiește-mă că mor, miluiește-mă pe mine, că nu știu ziua de mâine. Haideți înapoi, draga mea. O piesă mai nouă. Dar nu stați cu spatele la cameră, chiar dacă vreți să stați cu spatele la noi. Cântarav de la Gher l-a făcut. Stai că vreau să-i dau un scaun colegei mele dragi. Mi-aduc aminte, trebuie să vă zic ceva legat de subiectul emisiunii de astăzi. Dietă sau baghetă. Așa fain e momentul ăsta. Așa fain e momentul ăsta. El vrea să fie drăguț. Stai că parcă așa, parcă nu sunt soare. Întorci și masă. Așa. Și știți de ce fac mișcările astea ca să înțeleagă telespectatorul? Am stâlpul ăsta în față care vine transversal, așa cum burla, nu știi faza exact, cum burla. Exact, da. Da, ok. Bun, să nu mă depărtez de idei. El, Denisa, fii atent. El vrea să fie drăguț și zice, draga mea, astăzi o să-ți gătesc paste carbonara. La care ea care e excesiv cu dieta, cu... Da, dragul meu, dar te rog să nu pui bacon, te rog să nu pui smântână, te rog să nu pui cașcaval, te rog să nu pui unt. La care îi zice, păi și paste pot să pun sau bem doar apa în care le fierb?
Da, pentru că untul îngrașă, smântâna la fel îngrașă. Serios? Exact, da. Exact. Și atunci... Cu ce nu vă îngrașați? Spuneți-mi. Eu smântână nu mănânc, mă îngraș. Am foarte multe chestii care țin. Deci nu mănânc, eu care eram ardeleancă din Bistra Năsăud și mănânc foarte, mâncam slană din aia cu ceapă roșie sau, mă rog, cu ce mâncam. Și vreau să spun că acum nu mai mănânc. Nu mai mănânc pentru că slănina aia, slana aia se pune. Și dacă se pune, e greu să mai dai jos. Vreau să acum... Bine, voi care sunteți mai tineri, puteți să mâncați. Draga Ancuță, da, nu știu dacă ai aflat, dar... și nu spuneți nimica, văd că dacă nu vă întrebăm, nu spuneți nimica. De ce vreți să părăsiți România și chiar săptămâna viitoare? Unde plecați și dacă mai aveți de gând să vă întoarceți, ca să știu să vă pun nem toate întrebările acum. Nu mai râgeți, nu? Băi, cum să nu râd? Deci, dragii mei, România nu o să o părăsesc niciodată. Pentru că e țara mea, aici mă simt bine. Dacă mănânc o ceapă, pământ, dacă mănânc... Nu-mi dați răspunsuri evazive. Ce căutați în America săptămâna viitoare? Da, săptămâna viitoare plec în America la început pentru că mă duc la fata mea și am și spectacol la Chicago, că sunt foarte mulți români acolo, și mai am și pe la New York, pe la Las Vegas, pe unde am eu spectacole, că am o impresară. Știu pe unde aveți, că am fost. Așa. Și mă duc să-mi văd fata mea. Mai bine zis, pentru că n-am mai văzut-o de 2 ani, cu pandemia asta. Ea este lângă Chicago, Milwaukee. Știu. Acolo stă, dar ea se simte bine să mă duc lângă ea. Ea este economistă, ține contabilitatea la o întreprindere foarte mare acolo, nu vreau să dau nume, dar a făcut o școală, e Menards, ai auzit Menards, da, e o întreprindere foarte mare, Menards, ține contabilitatea, dar... A făcut ce, că știi cum e, salariile sunt așa ca peste tot, știi? Și atunci ea și-a făcut o școală de asistentă medicală și a ieșit anul ăsta asistentă medicală și începe la un spital undeva, unde sunt foarte bine plătiți doctorii și asistenți. Știu, dacă un salariu de nimic în America, îi îs ceva bani în România. Așa este, un așa este. De nimic, bine, ei au casele lor, au două case, dar a vrut ea să facă încă ceva în plus. Îi place mult să aibă grijă de oameni, de copii, de bătrâni, de... Doamna Saveta, da. Înainte să plecați, Anca Panțăra are o surpriză pentru dumneavoastră, un exact. Invitat. Exact, cu siguranță o să vă placă. Nici vreau să mă bag, Anca, zi-te. Cu siguranță o să vă placă, doamna Saveta, și cu siguranță că tuturor telespectatorilor le place următorul invitat. Vine de pe plaiuri gorjenești, de pe plaiurile Mariei Lătărețu. Pentru dumneavoastră, dragii mei, Ion Drăgan. Dar place lupul! Bună, te-am găsit! Vreau să vorbesc și eu cu mama, dar mă rog. Dimineața! Cu mama, cu mama, că-s la mare. Bine ai venit, bine ai venit! Te mă, dar și ochelare ai de mafiot, așa. Dar oare de ce ai luat? Pentru că ești la mare. Pentru că e la mare. Da. Și am venit aici la Paradiso. Mulțumesc, condiții superbe. Am dormit autentic. Am o față autentică cu stil. Se vede, da? Bine pregătit. Am mâncat, am băut la Paradiso. Și chiar vă invit, dragi prieteni, să veniți. Poftim. Hai să continuăm discuția după ce te privesc. Nu, noi intrăm în discuții serioase. Țineți ochelarii să fie. Păi și eu merg în America. Am culoarea pregătită pentru America. Ce zici? Te rog să iei loc în spațiu. Te rugăm aici. Da, mă, aici sunt niște probleme. Unde sunt? Avem niște probleme și niște situații pentru că sunt două tabere. Da? Două tabere. Și vreau să știm în care să-ți spun, Anca, despre ce vorbim. Nu, prima dată. Vreau să vă spun unde mă așez ca să arăt mai bine. Tabăra 1 sau tabăra 2? Nu, stai puțin, că nu așa unde vrei tu, în funcție de cum răspunzi la întrebări. Ce-ți place să mănânci? Mă, cam de toate, mă așez, da? Da, te rog. Trebuie să-mi dau ochelarii jos. Da, tequila, am văzut că-ți place și tequila. Ce-ți place să mănânci? Băgut tequila, seara. Și el și Georgel Nucă. Alcoolul îngrașă? Nu vorbim de așa ceva, de băutură, de apă. Dar vorbim aseară, de azi noapte. Nu, azi noapte după discuție. De ce îți place să mănânci, cu alte cuvinte? Pe ca să arăt fotomodel, uite cu voi cum sunteți. Am frumos și amândoi. Mai târziu vorbim noi și de ce îți place să bei, da. Arăt foarte bine. Arăți minunat. Da, e adevărat. Number one. Câte camere sunt? 4 camere. Filmați-l cu toate camerele. Numai pe mine să stea camera numărul 2, 3 și 4. Da, sunteți invidioși.
Mi-am adus aminte de ce a zis Saveta cu mâncarea dietetică. Măi, produsele dietetice trebuie consumate în timp ce aștepți friptura. Orice ai face. Băi, mâncăm și friptură, dar mai răluț și mai drăguț. Că în primul rând e foarte scumpă și trebuie să, acum vara, eu mai puțin mănânc carne. Acum, zic că dacă sunt vegetariană în America, dar o friptură e foarte scumpă. Ok. E și foarte scumpă și nu asta, dar câteodată te duci și mănânci la un restaurant și nu știi foarte mult, să știi. Da. Ancuța, ce înseamnă o friptură foarte scumpă? Cât ar trebui să coste o friptură să nu fie scumpă? Măi, depinde la ce restaurant te duci. Nu contează, cât ar trebui să coste pentru tine o pentru friptură mine, să nu fie scumpă? La pensia mea de 1600 ar trebui să coste. Nu, la 1600 ține cură de slăbire. Evită să mănânci în timpul săptămânii, mâncă numai în weekend. Nu, dar adevărul e că eu mănânc foarte multe, foarte multe verdețuri. Foarte multe. Îmi place varza călită. Îmi place tot ce este, eu le zic, furaje. Tot ce este gras, nu. Mai puțin gras. Nu, tot. Dar aici, doamna Saveta, la Paradiso, ați mâncat? Am mâncat acum de dimineață. Am mâncat de două ori odată, îți spun eu. Am mâncat și aseară. Asta zic, e două ori și odată. De două săptămâni e doamna aici, nu? Ion, da, vreau să am o curiozitate. Ați ținut vreodată vreo dietă? Nu, mamă. Niciodată? Nu, serios, ce dietă să țin? Nu ești un norocos. Nu mă pricep cu dietele. Eu de la țară mănânc, să întind așa în tigaie cu mâna, să-mi place așa. Tu ești în tabăra mea. Da. După cum ai răspuns. Ești în tabăra mea. Ei, eu mănânc roșii, mult ardei. Iarna eu, știi că în Ardea la noi, da, e untura de porc. Wow, pusă pe pâine, prăjită sau neprăjită. Cu ceapă și cu boia și cu sare. Și la noi se pune vegeta. 7 euro e o felie la Viera, la târg. Așa e. O felie de pâine cu untură, 7 euro. Ești mai bine mănâncă friptura, ascultă că eu îți dau un sfat bun. Eu nu mai mănânc untură, nu știu. Aici nu mai pot. Sănătoasă. E foarte sănătoasă, dar să ai fie din porcul tău, din tale. Păi din porcul, că eu stau la țară, eu am porcul meu. Așa da, așa păi, da. Normal. Dragan, știi care e vorba, înainte să ne cânci. Măi, nu are importanță dacă ești gras sau dacă ești slab. Important e să nu fii gras, Dragan. Să fii sănătos. Important da, să fii sănătos. Adică ce mai să făcut gras pe mine? Că deja sunt invidios, deja sunt invidios și mă enervați toate slabele. Și tu, Saveta, și tu, Anca, Ion, și tu mă enervi. Hai să-ți vedem silueta, hai să vedem. Te rog. Doamne, fă o piruetă, te rog. Fac unde așa. Iar lumea să ne trimită mesaje, să ne spună cam ce părere au oamenii, cum arată Ion Dragan. Foarte suplu. Păi da, să știi că vă arăți destul de bine. Iar răsucește-te. Aici, da, numai bun să ne cânti ești. Hai. Aici este o investiție. Diafragma, nu, da. Noi trebuie să păi cântăm cu diafragma. Lasă că-ți plesnește brâu. Adică ce vrei să spui? Nu, Ion Dragan, cântă-ne okay. Că nici nu știi ce te așteaptă până la finalul emisiunii. Te așteptăm să cânti ceva frumos. Eu am frumos. Tren, acum trebuie să plec în momentul ăsta. Denisa, știi că eu am tren, da? Te așteptăm, Ion, să ne cânti ceva fain. Inimioară, inimăria, mai stai un pic, să vină mândruța mea, Doamne, la iubit. Inimioară, inimăria, mai stai un pic, să vină mândruța mea, Doamne, la iubit. Trece timpul, trece peste noi, și-mi doresc mândruță să fim amândoi. Trece timpul, trece peste noi, și-mi doresc mândruță să fim amândoi. Frumoasă-i dragostea, mândrulița mea, dacă știi mândră purta, mândrulița mea. Cu patima și cu dor, mândrulița mea, să ne iubim puișor, mândrulița mea. Trece timpul, trece peste noi,
și-mi doresc mândruță să fim amândoi. Trece timpul, trece, trece peste noi, și-mi doresc mândruță să fim amândoi. Am știut buzele tele, mândrulița mea, cât venin ascund în ele, mândrulița mea. N-am știut inima ta, mândrulița mea, că nu bate pentru a mea, mândrulița mea. Trece timpul, trece, trece peste noi, și-mi doresc mândruță să fim amândoi. Trece timpul, trece, trece peste noi, și-mi doresc mândruță să fim amândoi. A venit altul din lume, mândrulița mea, și-a plecat mândru cu tine, mândrulița mea. Pentru bani, pentru avere, mândrulița mea, ai uitat buzele mele, mândrulița mea. Trece timpul, trece, trece peste noi, și-mi doresc mândruță să fim amândoi. Trece timpul, trece, trece peste noi, și-mi doresc mândruță să fim amândoi. Trece timpul, trece. Foarte frumos cântecul ăsta. Mulțumesc frumos, mulțumesc. Așa, singura chestie, îmi pare rău că nu e a meu, dar în rest e ok. Foarte frumos, excelent. Română, Drăgan, du-te la loc, du-te un pic la loc. Vreau să vă spun că am de ceartă cu colegii de la cameră. Da, da, ei în cameră fac multe prostii, știm și noi, dar nu puteți să spune pe post. Doamnelor și domnilor, o invităm alături de noi, nu-i așa, Anca, pe doamna Saveta Bogdan. Doamna, mulțumesc. Saveta, vă invităm aici. Mulțumesc, dragii mei, mulțumesc. Doamna mulțumesc. Saveta, trebuie să fiți aici, foarte atentă la mine, că avem o provocare pentru dumneavoastră. Să nu cumva să mă bagi prin piscină, că nu pot. Eu nu vă bag, o să intrați singur în piscină de bună voie și neselită de nimeni. Întrebarea este, de bună voie și neselită de nimeni, fără microfon, că e scump, mai scump decât o friptură, sunteți de acord să faceți o baie în piscină sau avem varianta B? Care e varianta B? Sau, nu secretă. E secret momentan. Deci, dar eu totuși vă spun, nu trebuie ajutat-o, mama. Eu arunci o piscină omul și nu-i spui. Ferească Dumnezeu. Sau vreți în piscină? Ferească măcar Dumnezeu. Măcar să mimăm. În momentul ăsta ne aruncăm cu Saveta Bogdan în piscină. No. Nu, ne-am răzgândit numai. Nu, no, dragii mei, că n-am numai un costum la mine. Ce mă fac? Ăsta costă o avere. Păi știu că mai scump decât o friptură. Mai mult decât o friptură. Avem în regie colegi care deja aici au pregătit un cântec. Ferească Dumnezeu. 1,70 m cu tocuri aveți, măi, dar nu că nu vă necați. Ferească Dumnezeu. Cât aveți în înălțime? Serio pentru doamna Saveta în piscină. Ești invitatul meu și mă salvezi tu. Imediat, linie, piscină, vrei piscina? Nu, dacă stare doamna. Dar cine, de ce am venit aici să mâncăm rucola? Păi așa e. Ascultați-mă, ca să nu vorbim multe și să spunem puține. În regie veți auzi un cântec, nu numai că trebuie să-l recunoști, este să-l și cântați. Așa. Dacă nu-l recunoașteți, oricum îl cântați. Dar nu vă faceți așa probleme, că este un hit cunoscut de toată lumea. Ia să auzim despre ce este vorba. Regia Banda! Banda! Așa, așa, așa! Am plecat la mare. Am plecat la mare.
Mase. Am trupa pa pe gol, tatuajul se cușe. Sutie nu ne vrem, dar asta nu mă trebuie. Cu acum mai bine, sunt mai zicțion. Cu urcă cu dreptul în jurul meu, un băiat care nu s-aș dea. Cu el mă voi juca, ne vom zic. Și eu mă văd la ha, 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 ha. De la mare, sunt din emboare. Sunt bine, mi-ai văzut. Mi-am copil, liber la mare. Am gogol la soare. Ne iubim și ne vedem. Lasă-mi să ne cânte așa. Deci acum vreau să-mi cântați același refer, dar pe stilul popular. Pe stilul popular. Liber la mare, stau cu tine la soare. Asta e popular, asta pot eu. Vă dau un exemplu. Păi liberă la mare, stau cu tine la soare, ne iubim pe nisipul fierbinte. Da, de operă. Nu mai sunt o fată cu minte. Așa trebuie. Operă. Nu, lasă-o să cânte pe populară, că la operă nu știu. Cum adică? Doamna Săveta știe. Haideți, pe ușoară. Ce vrei? Nu pe ușoară, pe populară, așa cum. Na, haideți, pe populară. Liber la mare, stau cu tine la soare. Liber la mare, stau cu tine la soare. La mare, vreau să aud ăla, vibrato ăla. Liber la mare. Altceva. Doi profesori. Diana, vino aici. Ia uite, avem aici doi profesori, Ion și Diana, da? Ia uzi. Liber la mare. Să ne propui și tu, Diana. Ia uite, nu ce s-a gândit. Stau cu tine la soare. Excelent. Și continuăm. Ne iubim. Ne iubim pe nisipul fierbinte, măi. Și continuă tu. Că nu mai sunt. Dar lasă-mi să cânt eu o doină. Ce la? Nu, mă, asta-i provocarea, mă, sau faci mai. Asta-i luna sau deale, asta-i foarte bine, au fost o luna. Aude la deale, răsare luna. Aude la mândre, viu acum. Apoi, ia să vedem, asta? Diana, ce ne propune. Are vasta mea, mă. Da, cu liberă mare. Au, ușa nu mi-ar descuia, mă. Și acum cânt așa. Oh. Urmează publicitate. Urmează publicitate. Ce mi-o plăcut. Liberă la mare. Gata, am revenit, mi-am revenit. Aproape că am văzut-o pe Saveta făcând baie, tu? Nu, că o iubesc mult pe doamna Saveta și dacă dumneavoastră i-a zis că nu dorește, nu. La un moment dat, înainte să cânte Saveta, ai chemat doi profesori, amândoi profesori, nu? Exact. Și am trebuit să luăm publicitate. Da. Aveam două șanse. Luăm publicitate, aruncăm pe Saveta să ascultăm părerea la doi specialiști. Ce zici? Măi! Diana, aveți microfon acolo, nu? O ajut eu pe Diana. Te rog, ține microfonul. Cu două ori. Am crezut că... Poftim, doamna Saveta. Eu ce trebuie să-ți spun acum? Să jurizez momentul sau să... Înainte să jurizez, cum ai cântat tu, de exemplu, Liberă la mare? E o adevărată provocare, recunosc. Că piesa e foarte cunoscută și cred că răsună în mintea tuturor în varianta originală, dar eu aș încerca ceva de genul acesta. Liberă la mare, stau cu tine la soare. Și nu mai știu de aici, dar nu-i nicio problemă. Foarte frumos, Diana, foarte crezi frumos. Că pot pune pe tine, că mi-mi place cum cânti. Dar ce ar fi dacă ai cântat tu? Dar eu am cântat. Dar ce ar fi dacă ai cântat tu? Dar eu cum să zic, îs liberă la mare. Liber pe la mare. Liber pe la mare sau cu tine. Liber pe la mare. Da, gata, poți să cânti tu. Liberi pe la mare. Stăm cu voi pe la soare.
Strâmpe, nisipul ferbinte. Ne iubim. Cât de tare mă iubești, cum iubești un copil gras ciocolata. Dar tu cum ai cânta Anca, ea? Pe Doina? Nu. Altă dată. Doamna Saveta, păi în prima dată acordăm prioritate doamnei Saveta, pe care o invit chiar acum să ne facă o cântare faină. Mulțumesc foarte mult și vă iubesc. Să și noi, și noi. Deci în sufletul la-i-la. De la Salvan sunt George Boy, bă, nu e altul ca badea-n meu. Lasă-mă, măicuță-n pace, șai-la-la-la, să joc cu cine-mi place, șai-la-la-la, să joc nu. Lasă-mă, măicuță-n pace, să joc cu cine-mi place. Bădița mă joacă bine, ai la la la, cum nu știe altul lume, ai la la la. Nu-i fecior ca să ne mătreacă și nici fată să nu-l placă, șalaila. Nu-i fecior ca să ne mătreacă și nici fată să nu-l placă, șalaila. Bădița mă joacă bine, cum nu știe altul lume. Bravo! Mulțumesc, mulțumim! Mulțumesc foarte mult! Stați aici cu minte că avem niște treabă foarte importantă. Să ne spuneți în ce zodie sunteți. Eu sunt Capricorn. Nu cred. Păi ce zi? Da. În 16 ianuarie. 16 și tu ianuarie. Ești tot Capricorn. Da, 16 ianuarie. Și eu am ascendent în Capricorn, te rog frumos. Deși sunt pești. Ion Drăgan. Da, să știi. Eu am o zodie foarte puternică. Zodia Ron. Am o zodie care eu pe domin toată lumea, Ion, universul. Ion, ce zodie ești? Păi sunt leu! Aleu, zodia Ron, ți-am zis. Aflăm ce spun astrele pentru că urmează rubrica horoscop. Mare horoscop! Păi da. Să vă spunem ce zic astrele legat de ziua de astăzi. Să-mi ziceți de bine, da? Colega mea, Anca Panțiru, abia așteaptă să dea tonul zodiilor norocoase sau mai puțin norocoase, sigur. La berbec, atenția se concentrează pe familie, în special pe chestiunile legate delicate pe care trebuie să le rezolvați. Acte, semnături sau chiar bani, bată-i vină. Nici taurii nu stau mai prejos. Astăzi au o tendință să reacționeze impulsiv. Mare grijă la finanțe și dragoste, pentru că atitudinea în astfel de situații poate să vă facă să le pierdeți pe amândouă.
Așa, gemeni. Accentul cade pe familie în cazul gemenilor. Dacă în ultimul timp v-ați neglijat partenerul de viață, azi e momentul să schimbați asta. Mai ales că veți avea idei foarte bune pe plan amoros și poate curajul necesar să faceți o nebunie. Bineînțeles, zodia racului. Totdeauna am avut o chestie, nu pot să o definez cu zodia racului. În orice caz, stabilitatea financiară îi preocupă în mod deosebit pe racii în această perioadă. Astăzi sunt mari șanse ca un bărbat, doamnelor, domnilor, să se implice în activitățile voastre și să fie un plus care să vă obțină avantajul de care aveți nevoie. Eu mă gândesc că dacă te duci la bancă să ceri un credit, știi ce vine să potrivește ce am zis eu acum, ca uns. Păi așa să fie. Leu, ia o zi, Ioane. Atenție, da, de bine. Zodia Leu, dragă. Zodia Leu, dragă. Bun. Așa. Dragă Ion, astăzi nu ai timp de emoții, normal, sentimente sau momente de vulnerabilitate. Ar trebui să te focusezi pe lucruri palpabile, pe strategii și planuri realiste, fără să visezi la obiective mărețe, pentru că vei pierde din vedere ce poți materializa. Of, trist. Nu pui altă zodie și tu mai... alte vorbe mai... Astăzi, asta este pentru tine. Horoscopul. Nu eu am decis asta, astrele. Astrele au decis, da. Mă duc să îi dau în judecată. Stai să zic eu, fecioara, că mai sunt fecioare, să știți, nu cum să spune. Fecioarele sunt preocupate de serviciu. Sună telefonul, are-o fi Virgil? Fecioarele sunt preocupate... Iartă-mă că te-am... Eu i-am spus să sune acolo că a vorbit rău, de-aia am... Da. Fecioarele din zodia, fecioarele din zodia, fecioarele sunt preocupate de serviciu și se pot simți copleșite de sarcinile de la job. Încercați din când în când să vă relaxați sau să vă detașați de stresul acumulat. Urmează balanță. Balanță. Este o zi în care balanțele pot discuta chestiuni delicate, mai ales financiare. Iar partenerul de viață va aduce beneficii prin susținerea lui, poate doar emoțional și moral sau chiar material. Deși scorpionilor nu le plac surprizele, astăzi vor avea parte din plin de ele. Nu vă faceți planuri importante pentru că s-ar putea să se anuleze sau să se amâne, dar puteți discuta despre un împrumut dacă aveți în plan sau dacă aveați în plan. Săgetător. Ziua de azi este productivă pentru săgetător dacă nu cedează impulsurilor de moment. Încercați să nu faceți presupuneri. Ideile voastre se vor materializa, dar peste ceva timp, deci mai așteptați. Horoscop 4 august, Capricorn, dragă Raul. Dacă nativii Capricorn n-au de achitat facturi, este momentul să o facă. Nu mai amânați nimic, mai ales dacă implică și birocrație. Mi-am adus aminte, nu mi-am plătit lumina. Așa este. Wow, vărsători, adică soțul meu, da? Vărsătorii sunt maestri la capitolele negocieri și comunicare. Chiar așa este. Încercați să nu vă implicați și emoțional, pentru că veți resimți asta la pachet cu un posibil conflict în dragoste din cauza geloziei. No way. Munca în echipă pentru pești este perfectă. Veți atinge multe obiective dacă apelați la ajutorul grupului, dar nu vă grăbiți să trageți concluzii fără să aveți toate datele ecuației. Draga mea, înainte să faci ce te voiai să faci, vreau să vă spun, urmează un moment, dar înainte de momentul ăsta o provocare pentru telespectatori să ne răspundeți pe pagina Edno TV. Dacă nu e bine să mănânci noaptea, atunci de ce naiba există un bec în frigider? Exact, bravo! Diana, frumoasa noastră zeiță, te invităm să cânți ceva frumos pentru drag. Toată lumea, pentru spectatori și telespectatorii de acasă. Mulțumesc mult! Diana Ioniță! Bravo! Crească de om rău să mă ferească și de copilă să-mi pună pâinea și cuțitul-n mână. N-am cerut bani și avere, dar prin vorbă mângâiere pentru o soartă frumoasă mi-au dat 7 ani de acasă. Tatăl meu, măicuța mea, astăzi vă sărut mâna. În toate n-am avut prietenii
să-mi cunoască toți amarul. Mă țin doi părinți de mână și mi-ajunge o vorbă bună. M-a știut doar mama mea și mi-a șters cu vorbă caldă lacrima din a mea barbă. Și m-a ridicat de jos, a fost tatăl meu milos. Mi-a sădit în a mea minte gândul să merg înainte. Tatăl meu, măicuța mea, astăzi vă sărut mâna. N-am avut prietenii cu caru să-mi cunoască toți amarul. Mă țin doi părinți de mână și mi-ajunge o vorbă bună. Sunt bun și sunt cinstiți. Mama mea și tatăl meu să-mi țină Dumnezeu. Cine spune care mulți prieteni să nu-i asculți? Doar părintele te învață și îți vrea bine în viață. Tatăl meu, măicuța mea, astăzi vă sărut mâna. În toate. N-am avut prietenii cu caru să-mi cunoască toți amarul. Mă țin doi părinți de mână și mi-ajunge o vorbă bună. Sau nu e colegul nostru, cred că e un turist, nu e colegul nostru, ai noștri sunt ITED. Avem doi copii aici așa de frumoși, două fetițe. Da, superbe. Îngerașii, să spun așa, din ceata lui Ioniță. Diana, ai adus astăzi un grup superb de copii și vreau să te felicit pentru tot ceea ce faci, ești îndrumătorul lor. Da. Din câte știu, micuțele, prințesele din această dimineață, sunt junioarele Antonia echipei noastre, nu, aici alături exact, de mine, de care are anișori. Așa un costum superb. Este la debut, adică nu am mai cântat. Da, 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 este scenă? Pentru prima dată într-o emisiune de TV. Ce emoții are. Ai emoții, micuțe, o frumoasă, dar nu trebuie să ai emoții, o să fie foarte bine, toată lumea o să te aplaude. Uite, eu te aplaud acum. Uite, eu te aplaud acum, uite. Așa frumoasă, așa frumoasă. Vai, dar ce frumoasă e și ce ochi superbi. Uite, ca și marea, albaștri, ca și cerul. Și codițele și costumul ăsta. Ești superb, ești ca o păpușică. Și la fel de frumoasă. Cântăm ce spui, da, Diana. Și la fel de frumoasă și de elegantă și de talentată este și Natalia Ardelean, pe care o salut, îi spun bună dimineața, bine ai venit. Uite, microfonul ăsta ți aparține, vrei să-l iei? Și o să ne cânte colega ta și apoi o să ne cânti și tu ceva, da? Zici și tu ceva să le ascultăm. În primul rând, Antonia Medeleanu. Și apoi Natalia Ardelean. Le aplaudăm ca să le încurajăm. Frumusețe. Un copil în suflet poartă lângă mamă, lângă tată.
Mulțumesc! Frumos ai cântat! Mulțumim frumos! Îmi dai oare mie microfonul? Uite, Diana te așteaptă să te duci acolo la ea. Noi o să mai avem astăzi ocazia să îi cunoaștem mai de aproape pe o parte din copiii care formează ceata. Pregătiți așa. De Diana Ioniță, de altfel. Dar până atunci, eu zic așa, tu ce zici? Ești de acord cu mine? Eu și dacă n-aș fi de acord, tot aș fi de acord. Cred că, de fapt, cred. Toată lumea, toată țara asta îl iubește și îl respectă pentru tot ceea ce face la Etno TV. Este un interpret iubit de dumneavoastră. Le-ați văzut de atâtea ori în emisiunile Marioarei Murărescu. A luat foarte multe premii de-a lungul vremii. N-are rost să tot lungesc prezentarea. Este vorba despre al nostru Georgel Nucă! Bine ai venit! Și prima întrebare. Dacă ar fi să joci în serialul Dallas, care personaj ai vrea să fii? Jere. N-ai cum, că las eu altul. Nu mai că... nici Bobby, că tot eu sunt ăla. Nu, doar Jere vreau, aș fi vrut să fiu, dar astăzi vreau să fiu Georgel Nucă și vreau să vă mulțumesc vouă pentru invitație. Draga mea, ești superbă. Mulțumesc. Să știi că m-am uitat la televizor și am văzut că vă descurcați extraordinar de bine și sunteți frumoși, sunteți mulțumim. Talentați, faceți lucruri extraordinare pentru publicul nostru. Ce să mai vorbim? Hai să te mai la masă. Merge la masă. Te rugăm. Cum ziceți voi, așa facem. Dar tu ai observat ce bine arată Georgel? Da, sunt la cură de slăbire. Despre asta e vorba, despre asta e vorba, Georgel. Tema emisiunii de astăzi este clară.
și concis, se participă și eu la ea. Și după cum arată, face parte din echipa mea. Măi, e șnur, tu nu vezi, e slab, arată stai puțin, fain. Lasă că, lasă că și el a fost tras prin tunel. Vreau să vă spun că înainte de a intra în emisie, doamna de acolo mi-a spus așa: domnule, cel mai mare defect al dumitale este că ești prea frumos. Și al doilea defect, că te păstrezi. Acum nu știu să cred, să nu cred, să... Ce drăgane, ești invidios. Ei doi sunt foarte buni prieteni, trebuie să intervin da, și știu, să precizez da, lucrurile astea, și telespectatorii. Dar eu n-am văzut, dar dacă aș putea eu vorbi, dacă ar putea vorbi ochii mei despre ce, dacă ar putea vorbi gurița mea despre ce au văzut ochii mei, cum stau ei și cum povestesc, dar ce mi-au auzit urechile, dar nu, dar nici nu vreau, nici păi nu vreau. Aș putea să vă povestesc, că... Dacă avem timp. Drăgane, ți se pregătește ceva. Ți se pregătește ceva. Le spun și telespectatorilor, în emisiunea asta lui Drăgan îi se pregătește ceva. Și Georgel ne pregătește ceva. Cum? Îmi dați 1000 de euro pentru secundă? N-am cum să-ți dau 1000 de euro când tu valorezi mult mai mult. Scuze, Drăgan, tu ești certat acum în momentul ăsta cu Georgel? Ești certat? Normal, da. Te rog frumos să... Haide, apropie-te de el. Dă-te mă lângă mine. Apropie-te că noi suntem pacifici. Noi nu ne certăm, noi nu ne batem, noi nu ne împungem, noi ne iubim. Și dacă ne-am bate, ar fi fără motiv. Ne batem așa, de plăcere. Da, cred că ți-a făcut... Ți-e ciudă pe el că e mai slăbuț. Dar tu ai auzit ce a zis? Cred că de asta te-ai îndepărtat de el. A zis că nu mă suport. De ce să nu mă suporți? Așa, motivul așa. Am eu... Poate și diferența de vârstă, Georgel. Poate, da. Adică ce vrei să spuneți? Sunt și ușor. Ani, e și vârsta, alo. Crede-mă. Alo. Păi, Drăgane, eu am 21 de ani, tu ai 67. Ce? Așa e. La pantalon port 63. Acum, revenind la tema noastră, Georgel, ai ținut vreodată vreo dietă? Dar nu i-am zis tema, tu știi că ne-am apucat să-i zice nu, tema. Nu, am văzut la televizor, m-am văzut. El mi-a spus. Baghete, cum e, dietă sau baghete? Exact. Nu? Bun. Ce preferi? O baghetă sau dietă? Ce preferi? Mănânci mult? Baghetă. Mănânci mult? Îți foarte place? Bun, nu cred! Pe cuvântul meu. Nu e adevărat. Te-am văzut, nu mănânci mult. Tu aproape că nu mănânci mic. Mănânc foarte mult, dar în schimb, cum să zic, merg la sală. Faci da, sală? Da, Drăgane, merg la sală de două ori pe săptămână. Lasă că și am fost la sală și am dormit în vestiare. Vom afla exact. De ce sunt certați cei doi? La ce sală de mese merg de arată ei trași prin tunel? Și dacă au făcut sport vreodată? Ești rău. Până atunci eu cu Anca ne retragem în publicitate și lăsăm pe ei să se încaiere ca să fie și ratingul fain. În continuare pentru dumneavoastră. Diana, ce poți să ne spui despre Maria? Când a început canto și care este vârsta optimă pentru a aduce părintele la tine la clasă un copil? Maria este cea mai nouă din echipa noastră și este atât de talentată încât n-am avut nevoie de câte aproximativ 3 săptămâni să ne pregătim pentru venirea în fața voastră și a telespectatorilor. Și ca vârstă optimă, cel mai mic elevar meu are 4 ani și jumătate. Aici diferă de la copil la copil. Sunt copii care au o dicție foarte bună la 4 ani, sunt alții care mai găsesc și am înțeles, câteva. Am înțeles. Ești un profesor excelent, Diana, și acum hai să o ascultăm cu pe eleva ta, Maria Ionescu.
copilărie. Îi mulțumim acestor cântece frumoase și Diana Ionițe pentru că ne-a adus copii astăzi în marele nostru matinal de la mare, de la Marea Neagră, de la Hotel Paradiso, care, trebuie să spun, este o gazdă extraordinară pentru tot ceea ce ne dorim noi să facem în această vară. Da, la noi, de la fel și noi suntem gazde extraordinare pentru invitații noștri. Uite la noi cât suntem de talentați. Mă, minunați suntem. Pe cuvânt de onoare. Bravo! Bravo nouă! Dar mai aplaudați-ne și pe noi, că stăm așa, băi, dar nimic, măi, nimic! Ce pot să spun, ce putem spune noi despre următorul invitat? Următorul nostru invitat e genul de om care luminează locul atunci așa când ajunge. Este, poate, și, poate și pentru faptul că vine dintr-o zonă folclorică extrem de bogată și anumiți interpreți au avut grijă de-a lungul anilor să culeagă din zonele lor cu mare atenție cântece care au ajuns mai apoi nestemate. Și acele nestemate fac din artistul începător un artist cunoscut, așa apoi este, iubit. Așa este. Așa s-a întâmplat și cu invitatul este, nostru. Da, și este un om absolut extraordinar. Este redactor, realizator la Radio Iași, prezintă emisiuni, face, realizează emisiuni extraordinare de folclor acolo. Un tip organizat, disciplinat, nu știu, numai cuvinte de laudă la adresa dumnealui. Din orașul Colinelor, direct la mare, vine acum exact la noi. Exact, intră Constantin Bahrin. Bună dimineața! Să rămână, te pup! Să rămână! Tot respectul, bine ați ajuns la noi! O prezentare frumoasă mi-ați făcut voi! Dar o meritați! Pentru asemenea om! Mulțumesc! Păi este... Cât ai plătit pe ei de vorbesc așa frumos de tine? Ia! Păi, bineînțeles că am servit câteva cocktailuri. Eu v-aș invita să luați loc în platou ca să stăm în rând cu ceilalți invitați. Acolo, vă rog, am servit câteva cocktailuri ca să ne putem să facem așa o prezentare frumoasă. Dragii mei, vreau să vă spun că ei pentru mine o noutate ca să prezint în costum popular și toată lumea să fie îmbrăcat așa sumar în fața noastră. Da, e chestie interesantă. Păi suntem... Oare n-ar fi putut să fim și noi în costum popular? Hai, ce zici? Constantin Dar Bahrin, și dumneavoastră puteți să vă îmbrăcați așa mai da. Sumat. Mai sumat. Tema emisiunii noastre e simplă de astăzi. Avem și două tabere. Tema este dietă sau baghetă. Acum, eu nu vă întreb în ce tabără sunt, că e mai mult decât evident și asta n-ar fi o problemă. Da. Adică dar cine cu dieta, cine cu mine? Cine cu dieta, cine cu bagheta? Cred eu sunt cu dieta. Cei care au trudecele silfide, cei care sunt extrem de slabe, așa cum e Ion Drăgan, sunt în tabăra lui Ancăi. Cei care sunt oameni care au economisit și au investit și se vede acest lucru, sunt în tabăra mea. Dragii mei, în Moldova se spune cu cât ești mai așa, mai arătos, mai burtos, ești mai gospodar. Un ardeal mai bondoc. Mai bondoc, mai bondoc, e clar. Cei cu atâta siluete, cei cu atâta... Mai de la o vârstă nici nu prea mai ține. Nu mai ține. Bineînțeles, asta le-am zis și la da, o mâncare preferată. Nu mai acuțe, îi spuse și lui Drăgan, nu contează câți ani ai, atâta timp cât îți ai tăi, e ok. Exact, și o mâncare preferată. Păi, îți dai seama că dacă fac parte din tabăra gurmanzilor, mâncăcioșilor, poftăcioșilor. Baghetă de la cerca, baghetă de aia de pâine. Da, da. Am înțeles. Îți dai seama că multe mâncăruri preferate am eu. Mai ales acolo Moldova, din zona de unde veniți. Bucătăria moldovenească este destul de consistentă. Și trebuie să recunosc că nu rezist tentației de a mânca pârjoale moldovenești. Dacă mi-ai pus pârjoale moldovenești... Deja nu faceți publicitate când vorbește Costică. Măi, fraților, eu v-am tăcut, n-am zis nimic, dar ne tratez cu spatele. N-a bun. De ce? Nu știu, deci nu vrem să creăm aici conflicte, așa că ce zici și eu? Dacă mănânci numai cârnați, pastramă, mici pârjoale, trebuie să ne și acoperi? Nu, m-am gândit să nu cade pe platou aici, m-am dat acum mai în spate. Așa, acum m-am așezat, m-am făcut. Dacă să spargem cearta, hai, îl invit pe Georgel Nucă să ne cânte ceva frumos. Joacă mândră lângă mine și vă invit la joc. Haide! Ne certăm după aia, nu am întâmplat. Bravo! Joacă mândră lângă mine, măi mândruță, mândră mea. Și te învârte lângă mine, măi mândruța mea. Saltă sus, piciorul sus, măi mândruță, mândra mea. Și te învârte ca un fus, măi mândruța mea. Hei, vor flăcăi să te joace, uite, uite așa. Nu știu ție dacă-ți place, uite, uite așa. Ia uite băieții mândră, uite, uite așa. Cum stau ca lupii la pândă, uite, uite așa.
auzit, măi mândruță, mândră mea, odihnește-te un pic, măi mândruța mea. Lasă încolo jucatul, măi mândruță, mândră mea, ca să mai joace și altul, măi mândruța mea. Hei! Vor flăcăi să te joace, uite, uite așa. Nu știu ție dacă-ți place, uite, uite așa. Ia uite băieții mândră, uite, uite așa. Cum stau ca lupii la pândă, uite, uite așa. Lăutarii cântă tare, măi mândruță, mândră mea. Pleacă de șoale, măi mândruța mea. Mândra mi s-a descălțat, măi mândruță, mândra mea. Cu mai mult foc a jucat, măi mândruța mea. Hei, vor flăcăi să te joace, uite, uite așa. Nu știu ție dacă-ți place, uite, uite așa. Ia uite băieții mândră, uite, uite așa. Cum stau ca lupii la pândă, uite, uite așa. Măi mândruță, mândră mea, până când a amețit, măi mândruța mea. Acum stai și odihnește, măi mândruță, mândră mea, și la mine te gândește, măi mândruța mea. Hei, vor flăcăi să te joace, uite, uite așa. Nu știu ție dacă-ți place, uite, uite așa. Ia uite băieții mândră, uite, uite așa. Cum stau ca lupii la pândă, uite, uite așa. Vor flăcăi să te joace, uite, uite așa. Nu știu ție dacă-ți place, uite, uite așa. Ia uite băieții mândră, uite, uite așa. Cum stau ca lupii la pândă, uite, uite așa. Bravo! Ia uite băieții noștri cum fac baie acolo în piscină. Da, măi, au și ați văzut că copiii are și găletușe și... Copiii are de toate. Mamă, așa și în piscina asta. Faceți diferențe. Are găletușe, are colăcei. Dar nu o să facem diferențe la cântat, pentru că o să-l invităm alături de noi și pe domnul Constantin Bahrin. Dar nicio legătură cu colăcei. Vreau să știu dacă ne surprindeți cu o piesă nouă, cu ceva nou, așa cum în stilul caracteristic, fiindcă întotdeauna dumneavoastră ne aduceți noutăți. Draga mea, eu pregătesc acum câteva materiale, încă nu sunt gata. De-aia am spus că voi face o lansare așa de mare învergură și la Etno, bineînțeles. Acum cânt melodiile mele care bănuiesc că fac plăcere ascultătorilor. Întotdeauna. Și mulțumesc și întotdeauna parcă noi. Vă ascultăm. Cu drag. Constantin Bahrin. Lai, lai, la și trai, lai, la. Oare știe cineva, măi, de ce umblu ziua în sat și stau rezemat de gard din zor și până seara, măi? Oare știe cineva? Vinovată-i dragostea! Trai, lai, la. Oare știe cineva, măi, de ce mă trezesc din pat nedormit și nemâncat și nu dorm deloc noaptea, măi? Oare știe cineva? Vai, vai de inima ta! Cineva, măi, de ce mă împleticesc la cursit când mă pornesc de uit acasă coasa, măi? Oare știe cineva? Vinovată-i mândruța! Lai, lai, la și trai, lai, la. Cineva, măi, de ce vleagă nu mai am și mă ceartă orice neam, oare când te însura, măi? Oare știe cineva? Bat-o foc cu dragostea!
lai, lai, la, oare știe cineva, măi, că și popa m-a certat la biserica din sat, oare când te-ai sătura, măi, oare știe cineva? De iubit nu mă lăsa! La biserica din sat, zic că lumea tot ce-o vrea, mie place dragostea. Oare știe cineva ce urmează? Oare știe cineva cât de frumos cântă colega mea? Oare știe cineva va cânta colega mea? Da, 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 da. Foc în mine, trăiesc cu patima grea. Numai când gândesc la cine, parcă mi-arge inima. Trăiesc cu foc în mine, trăiesc cu patima grea. Numai când gândesc la cine, parcă mi-arge inima. Doar un suflet rămâne, bage dragă tu să știi, că nimeni lumea asta mare ce potoli. Doar o viață rămâne, bage dragă tu să știi, că nimeni lumea asta mare nu mi-l poate potoli. Ce-am văzut pe stradă cu alta la braț erai. Ți-am văzut fața băgiță, fericit nu prea păreai. Că ieri ce-am văzut pe stradă cu alta la braț erai. Ți-am văzut fața băgiță, fericit nu prea păreai. Doar un suflet rămâne, bage dragă tu să știi, că nimeni lumea asta mare ce potoli. Doar o viață rămâne, bage dragă tu să știi, că nimeni lumea asta mare nu mi-l poate potoli. Ciudă iubirea noastră și cine n-o trăbuit, de-aia bage astăzi plângem cu sufletul tot zdrobit. O ciudă iubirea noastră și cine n-o trăbuit, de-aia bage astăzi plângem cu sufletul tot zdrobit. Doar un suflet rămâne, bage dragă tu să știi, că nimeni lumea asta mare ce potoli. Doar o viață rămâne, bage dragă tu să știi, că nimeni lumea asta mare nu mi-l poate potoli. Ce zile însorice petrecut am amândoi, acum am rămas cu dorul și potreaua cu noi doi. Cât ce zile însorice petrecut am amândoi, acum am rămas cu dorul și potreaua cu noi doi. Doar un suflet rămâne, bage dragă tu să știi, că nimeni lumea asta mare ce potoli. Doar o viață rămâne, bage dragă tu să știi, că nimeni lumea asta mare nu mi-l poate potoli. Mulțumesc! Este o
extraordinar cântă fata asta. De asta mi-am și dorit și eu și ea să facem, să înregistrăm un duet împreună și o să se întâmple undeva în luna viitoare, că luna asta suntem ocupați cu marele, cu soarea, cu viața, viață, traiui, trai. Știi că melodia asta mi-a dat o idee și o temă de emisiune, Dor. Dorul. Mamă, e o temă grea, să știi. Mai ales că dorul e un sentiment din ce în ce mai mult anulat de tehnologie, dar nu dezvăluim. Facem asta în emisiunea în care vom vorbi despre dor pe larg cu invitații noștri. Exact. Îți propun acum să revenim la copiii pe care îi pregătește și care tocmai intră, pe care îi pregătește Diana Ioniță, Briana Pătrașcu și Andrei Dinu. O invit pe doamna profesoară aici, pe domnișoara profesoară. Eu vă dau cu tău microfon, cred că le putem da microfonul, că noi sigur, avem la valierele, așa. Bună dimineața, bine ați venit. Bună dimineața și bine v-am găsit. Aveți emoții? Nu. Zici și tu, că probabil, văd că ești foarte timid. Puțin. Ce poți să ne spui despre... Eu cred că au foarte mari emoții, pentru că vin cu o piesă în premieră, prima lor din repertoriul personal, un duet de dragoste. Repertoriul personal înseamnă că ați compus voi melodia? Este o piesă compusă de mine. Compusă de tine, da. Felicitări, Diana, ești extraordinară. Sunt sigură că această piesă va ajunge în casele telespectatorilor, pentru că e vorba despre dragoste adevărată, o dragoste pe care o întâlnim cu toții măcar o dată în viață. Briana Pătrașcu și Andrei Dinu. Succes! Ceasul pe serate, mă iau dorurile toate și scriu iară scrisoare mândruței din depărtare, să mă aștepte cât o fi, că acasă voi veni, măi. Și scriu iară scrisoare din departare, să mă aștepte cât o fi, că acasă voi veni, măi. Să fii lângă mine.
ce-i în soartă, el flăcău ia mândră fată. Cântat extraordinar! Mulțumim! Mulțumim și profesoarei voastre. Și voi ați înregistrat o frumoasă piesă din repertoriul lui Raul, dacă nu mă înșel, așa? Aveți și videoclip la ea? Da? Exact. Vă place piesa? Două da, inimi? Da, foarte mult. Excelent. Nu, Raul este un mare compozitor și un mare artist, asta este adevărul. Dar acum lăsăm pe Raul, pentru că vreau să invit un coleg extraordinar, o voce minunată, este cunoscut de toată țara și nu numai. Este și compozitor, face mult drum, că e pe undeva pe după Dubă, da? Pe după Duba de transmisie încolo. Dar haideți să-l așteptăm. Haideți să vedem dacă vine. Măi, Raul, dar mai durează? Unde ești? Totuși, tu de mine e lung drumul de la masă până aici. Lasă-mă în pace, măi. Du-te, mă, du-te și lasă-mă. Hai mai bine ne cântă. Hai mai bine ne cântă, că tu cânți extraordinar. Nu, dragă. Tu cânți. Mulțumesc, copii. Ești extraordinar. Du-te-mă, du-te că ești extraordinar. Cântă-ne ceva, ce ne cânti? Hai. Repede. Du-te și cântă-ne. Te țuc. Bravo. Îmi dai și microfon? Eu ți-am dat inima mea și tu ce-ai făcut cu ea? Eu ți-am dat atâtea zile de iubire. Ai plecat fără să spui în brațele oricui. Ai crezut că peste tot e fericire. Du-te, du-te, du-te și mă lasă, lasă-mă cu dor. Du-te, du-te, du-te când pasă, fără tine n-am să mor. Du-te, du-te, du-te și mă lasă, lasă-mă cu dor. Du-te, du-te, du-te când-mi pasă, fără tine n-am să mor. Eu ți-am dat sufletul meu și nu vreau să-mi pară rău. Eu te-am strâns în braț în fiecare noapte. Tu mi-ai dat zâmbetul tău și eu te-am crezut mereu. Dacă pleci, să pleci de tot, să pleci departe. Du-te, du-te, du-te și mă lasă, lasă-mă cu dor. Du-te, du-te, du-te când-mi pasă, fără tine n-am să mor. Du-te, du-te, du-te și mă lasă, lasă-mă cu dor. Du-te, du-te, du-te când-mi pasă, fără tine n-am să mor. Lasă-mă cu dor. Du-te, du-te, du-te când-mi pasă, fără tine n-am să mor. Du-te, du-te, du-te și mă lasă, lasă-mă cu dor. Du-te, du-te, du-te când-mi pasă, fără tine n-am să mor. Faina
atmosfera aici extraordinar. Dragă și Diana. Călduroasă. A, și călduroasă, dar plăcută. Până la urmă e vară, domnul Bahri, ne bucurăm de mare, de plajă aici. Am la Mangalia. Nu l-auzi nimeni, că n-are microfon. Domnul Bahrin, păi se poate, dumneavoastră, să n-aveți microfon. Dragă mea, spuneam că... Vă în publicitate, când, când vorbesc cu unii cu alții, deci când nu știu colegi, pe cuvânt. Nu, ai crezut că tu nu tragi cu urechi, chiar, mă. Dar noi ne cunoaștem de mult și ne tatunăm, știi? Da, da, știu. Uite, chiar noi trei ne știm de 20 și ceva de ani. De 20 de ceva de ani. Dați-i un suport, da, dragă. Dai microfonul, lui dragă. În concursuri, așa este. Da. Hai să vă spun o poveste foarte scurtă. Deci pe mine cine m-a învățat să cânt, voltenește, este Costică Bahrin. Ați văzut? Și avea o baladă, țineți minte balada. Păi de ce? Bahrin cântă și oltenește? A, cântă, puișor. El e universar acum, da? Acum să tacă din gură. Hai mă, când eu nu cred. E, nu. Hai mă. M-am născut lângă Carpați, la poale de munte. E, bravo, domnul Bahrin. Într-o casă cu mulți frați. Și oltenească? Da, ce zic, poate, haide să o alăturăm și pe Diana discuției noastre. Poate ne cântă și ea. Păi cred că am fi serioasă, că oamenii ăștia n-au nicio legătură cu tema emisiunii. Ai văzut, nu? Nicio legătură. Revenind la discuția noastră și la tema emisiunii de astăzi, baghetă sau dietă sau siluetă, Diana, vreau să te întreb, ce diete ai ținut de-a lungul vremii? Imposibil să nu fi ținut. Imposibil. Cred că le-am încercat pe toate și cred că toate femeile au făcut asta. Păi, și eu la fel. Care, cele care nu recunosc, nu recunosc un motiv anume. Exact. Dar da. Noi... suntem adeptele dietelor. Da, suntem și eu la fel ca și tine. Dar spune-mi o dietă care, nu știu, face minuni pentru tine. Să știi că eu sunt... Sau, scuze, ai adoptat un stil de viață sănătos și atunci nu ai niciun fel de problemă. Cu părere de rău, spun că nu, pentru că iubesc dulciurile. Da. Și am momente când fac exces de dulce, dar după aceste momente intervine și perioada în care nu prea mai mănânc nimic. Ca să scap de... Deci, da. Să simți efectiv nevoia de dulce. Nu reușesc. Până la vârsta aceasta n-am reușit să-mi găsesc un stil de viață sănătos, să-i spun așa, dar am încercat diferite diete. Nu cred, iartă-mă că te întrerupt, că nemâncatul duce la ceva sănătos pentru asta organism. Asta cu siguranță, pentru că slăbești și după o anumită perioadă, corpul își cere drept înapoi la dulce, la pâine. Da, dar eu cred dar că... nici să mănânci ca purcelușul. Dar, bine, când spui dar nu mă refer la tine, în general, așa. Pentru că eu chiar mănânc ca un iedut. Și mi-e foame și mănânc pe Lala, hai. Măi, pe Lăluța asta, nu te atingi de ea, ce ai? Păpătata, eu cred că organismul la un moment dat are nevoie și de o schimbare mai mare ca să aibă ceva, să facă ceva cu el la un moment dat. Și atunci, dacă noi încercăm a mânca non-stop, a mânca non-stop, dar sănătos, nu cred că se va întâmpla vreo mare schimbare. Așa că dacă îi dai un boom, exact, ori schimbi radical stilul de viață și mănânci sănătos toată viața ta, da? Dacă nu, ai perioade. Toată viața și cu asta basta. Dar acum, schimbând registrul, eu zic așa să... Până îmi consumi o relație de iubire cu Lala... Păi aia ziceam, schimbând registrul, hai să-l invităm pe domnul Constantin Bahrin. Dar la vreau cântare. Să spun și eu ceva, te rog. Da, chiar oare rog. De ce nevoie avea domnișoara de dietă? Dietă, păi că ne arată atât de arată bine. Arată ca o dar uite, tine, eu am făcut dietă. Publicitate, mă rog, publicitate. Lasă-mă să spun. Am făcut dietă, am cheltuit o groază de bani, am slăbit 17 kg și am pus înapoi 17 fix. Nu se poate. Jur. Deci asta s-a întâmplat acum 2 ani. Deci am făcut o dietă profesională, cu cheltuieli mari și cu așa. Da, cu nutriționist. Cu nutriționist. Deci am pus 17 kg. Dar noi de când te știm așa. Păi da, uite, că în perioada aia cât am fost eu slab, nu m-ai văzut. Că n-a ținut decât vreo 6 luni. Nu ne interesează. Nu ne interesează. Cum să zici, doamne, mâncați. Decât să vă pare rău, mai bine să vă vine rău. Acum dieta mea este fuga de răspundere. Aruncat-o cu privirea. Și cântat-o. Vă rog, domnule Bahrin. Hai, iubite, iubite. S-au pus
fost dușmanii pe mine, lume. Ne-am strâns și câțiva bani și tot atâția dușmani, of, of. Zi de zi mai mulți dușmani, of. Lume, lume și iar lume, cât poți fi de dușmănoasă? Ce am eu ție ce-ți pasă, lume? Trăiesc bine, cât am azi pot să n-am mâine, of. Am o stea care veghează și pașii-mi iluminează, of, of. Și pașii-mi iluminează, lume. Că sunt bun, Dumnezeu știe, de-asta-mi dă atâtea mie, of, of. De-asta-mi dă atâtea mie, of. Lume, lume și iar lume, cât poți fi de dușmănoasă? Ce am eu ție ce-ți pasă, lume? Este o vorbă bătrânească, toți dușmanii să trăiască, of, of. Mereu să te pomenească, lume, ca omul mare prețare, cu cât numărul mai mare, of, of. Că-s și ei oameni sub soare, of. Lume, lume și iar lume, cât poți fi de dușmănoasă? Ce am eu ție ce-ți pasă, lume? Lume, lume și iar lume, am doar cât să trăiesc bine. Cât am azi pot să n-am mâine, of. Sunt domnul știe, jumătate mi-o dat mie, of, of. Jumătate mi-o dat mie, lume. Este o vorbă, țineți minte, fruntea sus, mergeți înainte, of, of. Drum lung și tot înainte, of. Lume, lume și iar lume, cât poți fi de dușmănoasă? Ce-ți pasă, lume? Lume, lume și iar lume, am doar cât să trăiesc bine. Cât am azi pot să n-am mâine, of. N-am crezut nici când s-ajung, mândră, dragă, din iubire să plâng. Mândră, mândră, nu mai am lacrimi să curgă. Mândră, dragă, la tine să ajungă. Vis de fericire, cum te-ai spulberat, măi, am iubit pe cine nu a meritat. Vis de fericire, cum te-ai spulberat, măi, am iubit pe cine nu a meritat, măi, am iubit, măi, lume, mândru puișor. Și-am rămas, măi, lume, să-i duc singur dor.
Am iubit, măi, lume, mândru puișor. Și-am rămas, măi, lume, să-i duc singur dor. Plânge-n vârf de deal izvorul, mândră, dragă, cum îți duce dorul, mândră, mândră. Plânge fagul cel umbros, mândră, dragă, frunza-i pică jos. Cu foșnetul ei parcă înșoptește, fericit e omul care nu iubește. Cu foșnetul ei parcă înșoptește, fericit e omul care nu iubește. Să fi blestemată că tu ai lăsat să plângă într-una un suflet curat. Să fi blestemată că tu ai lăsat să plângă într-una un suflet curat. Mândră, mândră, mi-ar bit părul la tâmple, mândră, dragă, de necazuri multe. Mândră, mândră, merg pe drum tot negăjit, mândră, dragă, ce mult te-am iubit. Mă-ntreabă pământul de ce plâng într-una, mai sunt multe fete, nu e numai una. Mă-ntreabă pământul de ce plâng într-una, mai sunt multe fete, nu e numai una. Jur că niciodată cât am să trăiesc, n-am să mai pun suflet, dar că mă iubesc. Jur că niciodată cât am să trăiesc, n-am să mai pun suflet, dar că mă iubesc. Eu am inima voioasă, vă poftesc pe toți la masă. Noaptea asta iute trece, lumea cântă și petrece. Aș bea un pahar cu voi, o țuică sau vin de soi, dar bea unul numai mult, vorbele să nu le uit. Adu nevastă, vin pe oameni să-i cinstim. Pune friptura pe masă, ca stă seara-i seara aleasă. Eu sunt om cu suflet mare și dau și la cel ce n-are. Așa am fost învățat să ajut omul sărac. Dumnezeu mie mi-a dat să dau și la cel sărac. Eu n-am fost un om bogat, de la linguri am plecat.
oameni frumoși, să vă găsesc sănătoși. Ori de câte ori eu-ți vrea, să ascultați cântarea mea. Să petreceți noaptea întreagă și la suflet să vă meargă. Mereu să vă înveseliți, viața frumos să o trăiți. Nu vreau să vă dușmăniți, pe cei dragi să îi iubiți. Vă fie viața senină, de cântec și voie bună. Mie mi-a plăcut foarte mult acest cântecel pe care l-a interpretat colegul nostru George, să știi. Între timp mi-a căzut și microfonul. Da, să știi că am eu grijă de tine, domnul Raul. Mulțumesc. Burețelul. Și ție ți-a căzut, drăgane, unde-i burețelul? Da. Nu-i nimica. Vă rog, uitați, l-am găsit. Ancuța, am găsit și pentru tine. O mulțumesc din suflet, Georgele. Georgel, tu cum ai slăbit? Că noi tot am vorbit, dar n-am vorbit. Păi dacă... Când ai slăbit tu, nu acum, când ai slăbit tu. Cum ai slăbit? Vrei să fiu sincer sau... Da, foarte sincer. Da, sincer. Eu am avut o problemă de sănătate, am mai spus treaba asta. Da. Iar medicul mi-a spus că dacă nu renunț la tot ce este acidulat, dacă nu renunț la carne, la mâncarea gătită, mă duc la cucuieții din deal, să zic așa. Și atunci am fost foarte atent ce am mâncat, ce am băut. Și cu cine am petrecut. Și cu cine am petrecut. Am ținut 2-3 ani de zile... Am ținut cont de sfatul medicului, dar în ultima vreme n-am mai ținut Trece un avion, stai noroc. Da, vine să-l ia pe Drăgan. Chiar acum, domnule, vorbește omul ăsta, măi. Păi, nu, dar vine... Nu trimite elicopterul ăla, măi. Nu, rău, pentru mine a venit cu ișor. Vedeam un avion sau un elicopter când eram mică, ziceam, avion cu motor, ia-mă și pe mine zbor. Și du-mă în America, unde se duce Saveta. Hai, avionule, du-mă în publicitate, ce zici? Bravo. Yeah.
mare mea, să ne fie ție rău și mie bine. Greu mi-a fost cândva să mai cred în cineva, dar soarta mi-a scos în cale un om bun cu suflet mare. Să nu-mi porți puiule ciudă, că mă vezi azi fericită. Degeaba mai lăcrimez, măi, n-ai știut să mă păstrezi, mă. Mulțumim, Diana Ioniță, mulțumim pentru tot, pentru tot ce ai ne-ai adus astăzi la emisiune, pentru cântecele tale frumoase. Rămâi alături de noi pentru că nici nu știi ce urmează. Mai avem foarte puține clipe până emisiunea asta să se încheie, dar nu se încheie oricum. Pentru că acum, doamnelor și domnilor, urmează o mare rubrică și rubrica asta se numește Mare Tam Tam! Avem un set de întrebări pentru invitatul nostru Drăgan, pe care îl invităm aici. Ion Drăgan, mare atenție! Ion Drăgan, mare atenție! Știi deja regulile jocului. Da. Avem aceste două limbi. Da. Aceste două limbi. Se pun câteva întrebări incomode, să-mi iau un microfon. A căzut jos din da, nu contează că vorbesc la microfonul ăsta. Ți se vor pune câteva întrebări incomode. Ai mare grijă! Răspunsurile la aceste întrebări pot să jignească oameni pe care îi cunoști, pot să aducă prejudicii morale. Îți spun o singură dată. Decât să faci un rău răspunzând, mai bine lasă-mă pe mine să fac eu, punând întrebarea, iar tu faci câte un pas sigur către piscină. Da. Prima întrebare. Este pregătită colega noastră Anca. Da. Trei femei cu care tu ai avut relații și despre care poți vorbi foarte urât. Nu pot. Nu pot să spun nimic. Hai, mă! Nu pot! Nu pot. Atunci, pantalonii jos ta. Frumos, aplaudați-l pentru că lucrul acesta este un spectacol pentru televiziune. Curaj pentru Ion Drăgan. Drăgane, să te ajut, Drăgane. Vrei să-l ajuți? Vrei să-l ajuți? Ia microfonul, vii și tu aici, te bați și tu. Te bați și tu, Anca, fii atent, că s-a băgat Giurgel. O întrebare pentru cei doi. Nu pentru cei doi, pentru tine și fie pentru că el a venit lângă tine. Care este cel mai urât lucru pe care l-ai gândit sau l-ai spus despre Giurgel, nu ca atunci când el nu era de față? Nu, acum să te văd. Ai spus așa ceva? A spus multe, hai mă! Dezbracă-te, dezbracă-te. Așa. O altă întrebare mai avem? Mai fă un pas, mai fă un pas. Până un pas neapărat. Nu, și pasul vine până aici, pasul vine. Numele aici. Unei femei căsătorite cu care tu ai avut o relație. Repede. Nu spun nimic, nu spun nimic. Alegerea ta, mai fă un mai pas. Trebuie să, mai trebuie să faci un pas și înainte să faci, că pasul final știu sigur unde te va găsi. Mai aplaudați-l încă o dată. Merită. Care este persoana din showbiz pe care dacă ai avea puterea, ai strânge-o de gât pentru tot răul pe care ți l-au făcut de-a lungul anilor? Nu pot să mai spun nimic. Există cineva care a făcut asemenea lucruri? Sunt. Sunt mai multe persoane, da. Nu le spui numele, da? Dă microfonul încoace. Aplauze pentru Ion Drăgan și pentru gestul lui de a sări în piscină. Adevărul învinge și pentru Giurgel Ducă. Mamă! Bravo! Liberă, liberă, la mare, 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 distrez. În fiecare dimineață.
dimineață suntem liberi la mare cu Anca Panțiru și Raul. Mâine dimineață o nouă ediție, alte provocare, îți invitați, nu-i așa? Ați invitat, ce e o atmosferă deosebită și astăzi am câștigat eu. Dacă ai observat, toată lumea ține dieta. De ce? Pentru că ești slăbuță, da? Deci 2-1 pentru mine. Pentru că nu mănânci, 2-1 pentru Anca. Dar ați câștigat dumneavoastră și noi deopotrivă. Ne vedem mâine! La revedere! Bravo, invitaților!